Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de Don't Starve, Reign of Giants pe canal. Ei bine, în primul episod am văzut că ați apreciat seria și chiar v-a plăcut ideea de a o reîntoarce pe canal. Fiind o serie veche, credeam că o să fie destul de apreciat acest lucru și da, oameni buni, haideți că punem și al doilea episod destul de repede, adică două episoade în nicio săptămână și da... Practic, două episoade în 6 zile pentru mine e destul de repede pentru că, sincer, nu prea s-a mai întâmplat atât de des să pun așa. Decât la începutul canalului, când eram foarte, foarte activ pe canal, gen puneam câte două episoade pe zi, dar hai că să zicem că pot să-mi permit să mai pun un episod din Don't Starve, Reign of Giants și acum. Și încă plouă, v-am lăsat data trecută în ziua a treia, practic, din câte puteți vedea, suntem în ziua a treia. Eu o să vă las în episodul acesta în ziua a 5-a, pentru că v-am zis, un episod o să însemne câte două zile din Don't Starve, Reign of Giants. Nu o să ne grăbim, nu o să facem nimic în grabă, pur și simplu o să jucăm foarte normal, așa cum joc eu de obicei. Și o să vedem noi cum ne descurcăm pe parcurs. O să vină și lucrurile mai grele. Lucrurile nu or să stea așa tot timpul, gen or să se facă cât mai complicate posibil. Or se complice rău de tot, adică, dar pentru mine, sincer să fiu, jocul acesta, adică Don't Starve, Reign of Giants, nu este chiar atât de complicat, adică pana mea este destul de ușor, chiar sunt destul de profesionist în el și sincer nu este chiar atât de greu de jucat pentru mine. Shipwreck-ul, în schimb, este extrem de greu, deci efectiv e foarte greu Don't Starve Shipwreck-ul, dar Reign of Giants mi se pare chiar foarte tare și foarte ușor, deci efectiv foarte, foarte, foarte ușor mi se pare. Văd că am dat de un biome de deșert. Deci eu v-am zis că biome-ul de deșert e cel mai mare, v-am zis în episodul trecut. Și uitați, oameni buni, e cel mai mare biome ăla de deșert. Deci nu aveți ce să ziceți, doar ce am dat acum de un biome de deșert. Și acum va trebui să fac stânga împrejur, că numai de biome-ul ăla nu am eu chef în momentul de față. Așa că hai să mergem să găsim un fel de loc în care să merem să facem niște chestii șmechere. Și da, eu aveam de gând să mă duc să găsesc un fel de sat de porci, dar sincer nu prea văd în momentul actual. Și da, oameni buni, cineva m-a întrebat în comentarii dacă or să fie ceva gen 50 de episoade. Bă, acum depinde de cât o să supraviețuiesc. Deși eu v-am zis în episodul trecut, sunt atât de bun în Don't Starve și proiect încât o să supraviețuiesc. Bă, frate, sunt mai mult ca sigur că o să supraviețuiesc mai mult de 100 de episoade. Deci pe bune vă zic, sunt mult mai mult ca sigur că o să supraviețuiesc 100 de episoade. Pe bune vorbesc, sunt mult mai mult ca sigur că o să supraviețuiesc atât de mult. Pentru că, sincer, eu m-am jucat foarte mult jocul acesta în trecut. Gen, l-am început în 2012, până la sfârșitul 2012, când a și apărut. Și de atunci până acum mă joc ca Spartul. Deci, efectiv, ca un Spart mă joc jocul ăsta. Și tot nu m-am plictisit de el, bă, frate. Tot nu m-am plictisit de el. Gen, mi se pare că m-am plictisit de el la un moment dat, dar efectiv, cheful de a juca jocul ăsta revine foarte repede. Deci, efectiv, m-am plictisit de el când m-am apucat de Don't Starve Shipwreck. Și uitați-mă, acum după ceva gen, nici măcar ceva gen 6 luni, imediat m-am reapucat. Adică, efectiv, îmi place atât de mult jocul acesta. Și da, dacă îmi place, nu văd de ce nu l-aș juca. Și nu văd, dacă vă place și vouă, nu văd de ce nu l-aș posta chiar zilnic. Pentru că dacă vouă vă place, atunci o să-l postăm, oameni buni. Dacă văd că fiecare episod o să strângă ceva mai multe like-uri, gen peste 40 de like-uri, atunci o să postăm chiar câte două episoade pe săptămână. Nu ne oprește nimeni. Ok, deci absolut nimeni nu ne oprește, putem să postăm chiar atât de multe episoade, putem să postăm atât de des episoadele, sincer, nu pun ceva gen un program. De fapt, e programul după voi. Dacă voi apreciați episodul, atunci o să fie postat următorul episod imediat după. Gen, da, dacă strânge un episod de Don't Starve sau de altceva mai mult de 40 de like-uri, următorul episod să vă așteptați să fie imediat postat. Bine, nu în secunda 2, ceva de genul, dar nici mult nu o să aveți de așteptat până o să vină următorul episod.
Dar nu vă faceți griji, oameni buni, mi-a plăcut foarte mult că în episodul trecut s-au strâns 50 de like-uri și dacă s-ar putea strânge și în acest episod 50 de like-uri, eu m-aș bucura enorm și da, îmi place că am dat de o panoramă din asta, Killer Beehive. Practic ăsta e un wet beehive, adică un beehive și ăla e un killer beehive. Practic din ăla ies panorame din alea de... de albine și n-avem noi ce să căutăm la ele. Dar, da, oameni buni, uitați-vă și voi cât de bine stăm în momentul de față. Bine că n-avem o, n-avem o bază, adică un loc unde să ne facem și noi casa. Dar, bă, nu cred că va trebui să explorez chiar atât de mult. Adică să fim serioși, nu va trebui să explorez chiar enorm ca să găsesc un loc de bază. Eu cred că va trebui doar așa puțin tel să merg pe acolo așa și imediat o să găsesc, adică vedem noi. Dar oricum, îmi place foarte mult că dau de extrem de multă mâncare. Deci din câte puteți vedea, am atât de multă mâncare încât, bă frate, uitați-vă și voi la mine. Deci efectiv, 13, 14 berry bushes și foarte mulți morcovi, chiar mai mulți. Mai mulți morcovi și tot acumul. Și, da, oameni buni, haideți să vedem. Deci, lucrurile continuă să meargă destul de bine, deci s-ar putea, nu știu, nu știu dacă o să o ducem atât de bine până în ziua 100, n-am zis asta, dar, na, probabil o să mai aibă seria asta și suișurile și coborâșurile ei și o să mai întâmple lucruri mai rele și o să vină, o să mi se distrugă baza, probabil, o să, dacă o să mai vină adversarii, poate o să mai mor, o să mai vină lupii, dacă nu, dacă o să vină uriașii, cel puțin pe mine, fiți sigur că am belit-o. Dar vedem noi atunci. Momentan suntem în ziua a treia și n-ar trebui să-mi fac prea multe griji, sincer. După părerea mea, n-ar trebui să-mi fac prea multe griji. Și da, hai să vedem. Avem mâncare berechet, deci n-avem probleme nici cel mai mic caz cu mâncarea. Stăm foarte bine chiar. Și da, hai să vedem. Aștept ca noaptea asta să se termine mai repede. Și da, bă, fraților, atâta timp cât episodelor strângă mai mult de 40 de like-uri și să zicem 150 de vizualizări, eu o să pun următorul episod, pentru că am început să pun preț pe ambele lucruri și cam din cauza asta aș vrea să strângă atât de multe... Ca din cauza asta aș vrea să vadă susținerea atât de bine. Pentru că la alte serii am văzut, la Minecraft nu prea v-a plăcut Minecraft-ul, sincer să fiu. Și într-un fel vă și înțeleg, adică la cât de multă lume face Minecraft, o singură serie de Minecraft, hai zicem două, una single player, alta multiplayer, mi se par destule. Chiar foarte multe deja, pentru că, bă frate, sunt youtuberi care pur și simplu au canalul bazat pe Minecraft și sincer nu știu câtă lume s-ar mai uita la mine. Adică se află foarte mulți youtuberi, alții pun așa, gen, pun și ei vreo două episoade de Minecraft pe zi, chestii care mi se pare și aia destul de, mi se pare destul de multe episoade pe zi, gen două episoade de Minecraft pe zi. Și da, oameni buni, înțeleg, cine naiba s-ar mă uita la unul ca mine, adică ăia se mănâncă între youtuberii mari și să mai vin și eu așa la îngrămădeală, nu știu frate de ce m-aș băga, adică eu vreau să fiu cunoscut pe partea cu alte jocuri, gen orice alte jocuri, Don't Starve frate, pentru că sincer nu prea sunt atât de mulți youtuberi români care se joace Don't Starve, chiar cred că i-am numărat și pot număra pe degetele de la o singură mână pe toți youtuberii care s-au jucat Don't Starve români. Bine că a mai fost unul numit Flydog care a fost genial și căruia din păcate i s-a închis canalul, dar na, au mai fost youtuberi care sunt și în momentul de față pe YouTube, dar n-au fost chiar atât de mulți. Și în momentul de față, dacă căutați pe YouTube Don't Starve și Proiect în română, o să vedeți că prima pagină, efectiv, prima pagină de Don't Starve și Proiect în română este toată a mea. Deci efectiv eu mi-am pus monopolul pe Don't Starve și Proiect în română. Deci pe bune, Don't Starve și Proiect în română e tot al meu. Deci pe bune, dacă o să căutați acolo pe YouTube, o să vedeți cel puțin 20 de videoclipuri puse numai și numai de ProLaser, efectiv. Pentru că toate episoadele au strâns mai mult de 100 de vizualizări, pentru că seria a fost foarte apreciată, nu? Și din cauza asta. Și da, așa aș vrea să fie și la Reign of Giants, gen să stau foarte bine și pe... Și la Reign of Giants. Pentru mine ar fi un lucru genial. Dar haideți să vedem ce o să mai facem și în ziua aceasta. Deci a trecut ziua 3 foarte frumos.
frumos, elegant cât de cât a trecut ziua a treia, dar da, oameni buni, s-ar putea să rărim postatul serii de Minecraft, gen Minecraft Laser Survival, mă refer, ca să punem mai des episoade din Don't Starve, Reign of Giants și Don't Starve Shipwrecked. Bine că Don't Starve Shipwrecked, wow, ia uitați-l pe ăla, l-ați văzut? Bine că Don't Starve Shipwrecked încerc să-l postez mai rar, pentru că vreau să și fie apreciate episoadele. Și îmi dau seama că după atâta timp în care... Bă, frate, gen de vreo 2 săptămâni, dacă e să nu postez timp de 2 săptămâni sau ceva de genul un episod de Don't Starve Shipwrecked, îmi dau seama că atunci când îl postez o să fie foarte, dar nu foarte, foarte, foarte apreciat. Și imediat o să vreți cu toții să apară și din cauza asta nu postez eu câte un episod pe zi sau câte două sau câte un episod pe, sau câte două episoade pe săptămână. Pentru că vreau să fie și apreciat, frate. Gen, munca mea vreau să fie apreciată pe YouTube și da, dacă nu este apreciată, mă las de YouTube, foarte frumos. Că n-a zis nimeni că nu mă pot lăsa. Dar, da, de asta zic, că vreau să îmi programez ceva gen toate chestiile astea. Dar și după voi, gen, dacă se strâng multe like-uri și multe vizualizări, nu mă oprește nimeni să postez mai des, dar vedem noi dacă or se strângă. S-ar putea să fac un fel de săptămână de test și să pun vreo 3 episoade de Don't Starve Shipwrecked și de Don't Starve Reign of Giants, să văd cam cum o să decurgă lucrurile. Și vă zic eu că după 7 episoade, nu, hai zicem că o să postez câte 3 episoade, dar vă zic eu că după 3 episoade pe săptămână de alea 3, o să vedeți voi scăderea vizualizărilor și a like-urilor pe parcurs. Deci efectiv, primul episod pe săptămână o să strângă ceva gen 100 sau 200 de vizualizări, al doilea mai mult de 200 nu cred, nici 200 nu cred că o să strângă, ceva gen 100, o să chinuie la 100 și al treilea probabil la 60-70. Deci cam asta cred eu că o să se întâmple, asta este doar părerea mea. Dar vă zic eu că cel mai probabil asta o să se întâmple. Pentru că într-un fel mi s-ar părea normal, pentru că dacă postez și eu ca spartul, nu văd de ce nu s-ar întâmpla chestia asta. Și de asta vreau să fac episoadele gen de 2 zile din Don't Starve Shipwrecked și în același timp să fie postate și gen o dată pe săptămână sau de 2 ori pe săptămână. Acum nu știu, vedem noi. Dacă pun un program gen cum să postez episoadele, gen din ce serii o să postez pe săptămână, voi și așa o să fiți ceva gen aia. ProLaser o spună din aia, deci nu-i mai dau like. Și cam asta este faza, fraților. Deci, din cauza asta nu prea îmi fac eu un program, adică mi-am făcut programul doar când să postez episoadele, care, sincer să fiu, l-am respectat cât de cât, dar nici chiar atât de mult, gen fix la ora 3. Hai să vedem, bă, deci îmi place că ăsta, cred că, al câtelea touchstone, uite, un touchstone aici, un touchstone aici, deci efectiv, eu am găsit 2 touchstone-uri în toată mapa asta. E super tare, bă, gen, în momentul de față am 3 vieți pe Don't Starve. Deci 3 vieți, v-am zis eu, bă, deci jocul ăsta e prea ușor, efectiv, Don't Starve, Reign of Giants e prea ușor. Ce să mai... Să vedem aici și apă unde naiba o luăm, pentru că vreau să dau o dată de satul ăla de porci, pentru că sunt mai mult ca sigur că în biomul ăsta o să-l găsesc, pentru că uitați-vă și voi cât de mult se întinde. Deci uitați, cât de mare poate să fie biomul ăsta, întreg biomul ăsta. Și avem aici foarte aproape savana, de unde putem să facem rost de căcat de bivol și o să fie foarte ușor totul. Deci efectiv, eu pe seria asta de Don't Starve, efectiv nu o să am nici cea mai mică problemă cu resursele, deci pe bune. Bine că o să fie o micuță problemă cu rocile, gen cu piatra. Pentru că va trebui să mă duc până aici dacă o să am probleme cu piatra și nici aici nu se află chiar atât de multe pietre. Și va trebui să mai găsesc un baiam de roci. Dar nu-i chiar atât de multă problemă, adică în chestor mi se pare că mai am, adică am deja un stack și ceva de roci. Aici mai am o savană foarte tare, deci efectiv stau foarte bine cu savana. Am găsit vreo 2 savane și una micuță și efectiv, dacă am aici aproape de baimul meu, o să mă duc aici când o să vină vara. Și când o să vină vara, efectiv, când o să am nevoie de mâncare, o să mă duc aici să vânez niște iepuri și o să fie prea ușoară chestia, prea ușoară treaba. Vă zic eu, chiar asta o să se întâmple. Dar hai să vedem, acum eu vreau să găsesc o dată satul ăla de porci, nu știu când naiba o să-l găsesc. Nu știu unde naiba ei,
Bă, haide mă, sat de porci, haide mă, firai al dracu. Bun. Uite-l, gata, am găsit satul de porci, e un pic mai... Uite mă, avem aici 4 porci, 5, 6, 7 cu 1 acolo, 8. Deci avem o grămadă de porci, mai, mai așa, mai... place că e așa, mai zi... Gen, nu e așa pus o casă de porci într-o parte, cealaltă casă în cealaltă parte a orașului, nu frate, a satului, pardon, e așa, una lângă alta. Bun, hai să vedem, avem nevoie de un lightning rod pe care o să mi-l fac chiar acum, aici așa îl pun, foarte frumos, după care o să-mi fac eventual și o fermă, dar am nevoie de un alchemy engine pe care probabil tot în ziua asta o să mi-l fac. Ba nu, nu pot, că am nevoie de o grămadă de din astea. Ok, hai să plantez niște copaci pe care o să-i tai eu în următoarele episoade, sincer să fiu. Bine că mai am copaci în zonă, mi se pare, uite-i pe ăștia de aici, dar ăia se supără foarte repede pe mine și parcă n-aș vrea să mă duc după ei să-i tai. Deci, da, oameni buni, cred că o să închid episodul când se termină și ziua aceasta și episodul următor. În episodul următor o să continuăm cu această minunată casă. Noi acum avem foarte multe iteme și în Chester, avem foarte multe iteme și la noi. Avem foarte, foarte, foarte multă mâncare din câte puteți vedea și chestia asta mă bucură. Aș putea să-mi fac o fermă din aia gen normală, dar sincer nu prea am chef. Gen, decât să stau să mă rog de ea să crească, sincer să fiu, nu, mersi. Adică n-am nici cel mai mic chef, ia să vedem. Și da, oameni buni, dacă la acest episod or să se strângă peste 40 de like-uri și peste ceva gen 200 de vizualizări, următorul episod o să fie postat imediat, ok? Deci nu vă faceți griji, adică chiar mă bucur că ați apreciat faptul că am reîntors această serie, am reînviat-o pe canal după atâta timp în care n-am mai pus-o, pentru că mi se pare că a fost o pauză de cel puțin 8 luni, pentru că am postat-o ca spartul la începutul YouTube-ului, dar a fost o pauză la un moment dat de vreo 8 luni și da, sau 7-8-9 luni și mă bucur că am readus-o. Dar cam asta am avut eu de spus și în acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, share, comment, subscribe lui Wilson, i-a crescut bărbița, porci ăștia or să facă cunoștință cu mine în următoarele episoade și noi ne vedem data viitoare, fraților, salutări!